2, atingem pământul. 3, 4. Hai, Roxy, atingem cerul. 1, 2, atingem pământul. 3, 4. Încă o dată. Atingem cerul. 1, 2, atingem pământul. 3, 4. Brațele închise. Hai, toată lumea. Mânuțele prete. Hai, Roxy. Și tu. Așa. Brațe închise. 1, 2, brațe deschise. 3, 4. Brațe închise. 1, 2, brațe deschise. 3, 4. Încă o dată. Brațe închise. 1, 2, brațe deschise. 3, 4. Hai și Roxy. Brațe închise. Haideți, fetele. 1, 2, brațe deschise. 3, 4. Hai și Damaris. Haideți să vedem. Ține mânuțele așa, drepte. 1, 2, toată lumea. 3, 4. Bravo, cum am spus, cum strângem gemul? Haideți, încet, încet, încet. Încet, îl desfacem. Nu, îl strângem, haideți. Hai, toată lumea. Îl desfacem. Hai, repede, 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 să strângem. Repede, să desfacem. Încă o dată, repede. Un cântecel, știți? Haide să cântăm la domnul. E cântăm Vasile pentru frunzele, că toți suntem în anotimpul. În care anotimp? Doamna! Bravo, fetele! Hai să vedem! Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica pe sus zboară, iar eu transmeul de soară. Mama mea plăcinte face, moșul taie lemnele, eu adun surcelele, o fetiță de-napoi, iar eu încă fac măsuri. Bravo, fetelor! Moaru. Niciodată, într-o zi de toamnă, pe o buturugă, undeva, o căsuță locuită de câteva animale, musculița, broscuța, ariciul și cocoșul. Ei erau prieteni foarte buni, de foarte mult timp, locuiau împreună și tot împreună lucrau de zor să strângă provizii pentru iarnă. Fiecare aduna ceea ce putea. Musculița zbura să adune frunzulițe, broscuța aduna fructe de toamnă, ariciul aduna legume, iar cocoșul aduna crenguțe și surcele pentru foc. Mergând prin pădure după mâncare, au găsit o căruță goală. Ce ciudat! Căruța avea roți diferite. Una foarte mică, alta mărișoară, a treia mare, iar a patra uriașă. Aceasta era căruța ursului, spune un iepure. Nu mai are nevoie de ea. Cine ar putea să o mai folosească?